Formația pregătită de Adriana Pricop a trecut în primul sfert de Giuleștence cu 33 la 3, iar în al doilea 20 la 12 la pauză, CSM fiind în avantaj clar 53 la 25. În partea a doua partida s-a mai echilibrat, însă doar pe final sfertul 3 ne-a parținut 14 la 13, dar l-am cedat pe ultimul 21 la 23. O victorie e o victorie, însă nu este de prea mare folos pentru accederea în play-off. Oros, Ros și Voica au fost cele mai bune din echipa antrenată de triul Pricop, Sin Năstruț. În ceea ce privește finalizarea, iar Adam s a reușit 13 recuperări pentru CSM au punctat Andreea Oros de 19 ori, Tocara Ros și Bianca Voica 15 puncte, Enrique 12, Flavia Ferenți 8, Ashley Adams 7, Luminița Manta 6, Maria Radovici 4 și Renata Smut cu 2, a mai evoluat Teodora Vasile. Urmează un meci important sâmbătă pe teren propriu la ora 16.30 într-un duel pentru locurile 90 între CSM și Nova Vita Târgu Mureș. La cum arată echipa mureșeană în acest moment s-ar putea să mai asistăm la o surpriză în sale Caterina Bot. Oricum, prin oraș se zvonește că până la urmă echipa de basket nu are ca obiectiv accederea în play-off. Se pare că acest obiectiv a fost modificat din mers, probabil în urma rezultatelor neașteptate, neașteptate de proaste.